de groază într-un apartament din capitala, acolo unde un celebru trepăr și-a bătut iubita ca să scape de lovituri. Femeia s-a refugiat în apartamentul vecinei, unde cântărețul a intrat cu forța și acolo a distrus ușile și obiectele de mobilier, continuând să-și bată partenera. Vecinii au alertat poliția. Georgiana Murgila ne spune mai multe chiar acum. Bun găsit! Totul a avut loc în sectorul 1 al capitalei, într-un complex de acolo de unde vecinii au sunat la 112 pentru că dintr-un apartament se auzeau țipetele disperate ale unei femei care era bătută de celebrul trepăr, respectiv totul ar fi pornit din cauza geloziei, un conflict care s-a lăsat cu lovituri pe care le-a încasat femeia, iar medicile legiști, după ce au examinat, au observat că aceasta a fost lovită chiar și cu un obiect contundent. Pentru a scăpa din mâinile agresorului, femeia s-a refugiat într-un apartament al unei vecine, însă nici acolo nu a scăpat pentru că iubitul ei a forțat ușa apartamentului vecin și a intrat peste ea, apoi a distrus ușa dormitorului în care femeia se refugiase și acolo a lovit-o în continuare. În acest moment, tânărul Trepăr se află în arestul Poliției Capitalei, fiind reținut pentru 24 de ore pentru violențele la care a supus-o pe iubita lui, însă S-a întâmplat asta și în trecut, potrivit informațiilor noastre pe surse, pentru că femeia ar fi povestit polițiștilor faptul că și cu o zi înainte primise bătaie de la iubitul ei. Ebine va fi prezentat acest individ cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile în fața instanței. Vă reamintim dacă sunteți victima violenței domestice sau sunteți martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon pe care îl vedeți acum pe ecran. 0800-500-333. Serviciul este gratuit și disponibil non-stop. În ajutorul victimelor sunt pregătite să intervină echipe formate din specialiști din mai multe instituții ale statului.